în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Vitaminele. 7 ori 5, 35. 7 ori 6, stai așa, ar fi... Micule Tom, ești gata? Pentru ce? Pentru plimbare, ai uitat? Oh, da, am probleme mari cu memoria. Tot încerc să memorez tabla mulțirii, dar nu pot. Dacă vrei să-ți îmbunătățești memoria, ai nevoie de vitamine. Vitamine? Ei, cum merge, micule Tom? Nu prea bine, memoria mea e îngrozitoare. Studiez, dar nu rețin nimic. Hei, nu te descuraja. Îți vom îmbunătăți memoria cu ajutorul vitaminelor. Oh, îmi zici și tu de vitamine. Păi cine ți-a mai zis? Un coleg de clasă. Ah, bine atunci. Vitaminele sunt foarte importante pentru sănătatea oamenilor, chiar dacă nu au nevoie de o concentrație prea mare. Exemplu, vitamina A este necesară pentru vedere și pentru o creștere normală. Vitamina C te protejează de îmbolnăviri. Vitamina D îți face dinții și oasele mai puternice. De obicei, oamenii își obțin vitaminele necesare printr-o dietă formată din fructe, lactate, legume și alte alimente sănătoase. Dar atunci când o persoană nu atinge nivelul de vitamine de care are nevoie corpul lor, doctorii le recomandă luarea anumitor vitamine. În regulă, scoate niște legume și fructe. Și fructe de pădure au multe vitamine. Nici să nu te gândești, îți antrenăm memoria cu ajutorul vitaminelor. Și vei repeta tabla înmulțirii în același timp. În regulă atunci. Sunt câte 3 cireși în fiecare grupă. Micul Tom va mânca 5 grupe. Haide, mănâncă, mănâncă. Deci, întrebarea este, câte cireșe a mâncat micul Tom în total? Nu știu. Ce-ai spus? Am spus nu știu. Încearcă atunci să numeri sâmburii. Ah, 15. Așa e! Și asta înseamnă că 3 ori 5 egal cu 15. Acum, încearcă problema mea. Micul Tom a mâncat 3 perechi de mere. Ăsta e simplu. Răspunsul e 6. Nu am găsit mai multe pentru problemă. Micule Tom, nu zăbovi! Pentru a rezolva problema, trebuie să mănânci merele. Ele au vitamine. Asta-i tot, nu pot să mai mănânc. Mănâncă, au vitamine. Oricum nu avem destui morcovi ca să învăț înmulțirea cu 9. În regulă, atunci te ajut eu. Ca să înmulțești 2 ori 3, tot ce trebuie să faci este să aduni 2 cu 2 cu 2. Este mult mai greu să înmulțești cu 9. Durează prea mult timp să aduni atât. De aceea la școală ți se cere să înveți tabla înmulțirii. Dar există o metodă simplă de a înmulți cu 9, fără tablă și fără calculator. Să spunem că trebuie să înmulțești 3 ori 9. Întinde-ți mâinile cu palmele în sus, în fața ta. Acum numără al treilea deget de la stânga la dreapta și pune-l jos. Acum ce vedem? Există 2 degete la stânga degetului îndoit și 7 la dreapta. 2 și 7, adică răspunsul e 27. Ați înțeles? Super! Haideți să facem încă o problemă. Cât face 7 ori 9? Aici sunt 6 degete, iar aici 3. Așa e! Răspunsul e 63. Micule Tom, ai mâncat toate astea? Dar tu mi-ai spus, mami, că trebuie să mănânc vitaminele. Tocmai de asta ți-am cumpărat aceste vitamine. Așa mici? Ce vrei să spui prin mici? Sunt destule pentru o lună.
Haide, ia una! Sunt foarte bune pentru tine! Și au gust bun! Așa-i, mai bine decât ceapă! Sau o ridiche! Poți să mai iau una? Nu, ai luat destule! Nu ar trebui să-i mai mult de una pe zi! Țin minte unde am mai văzut asta? Am văzut același fel de flacon acasă la Katia! Că tot veni vorba de memorie! Haide să verificăm tabla mulțirii! Să zicem că tu și Katia luați fiecare câte o vitamină pe zi. Deci, câte vitamine veți lua după 9 zile? 18! Ha! Foarte bine! Te descurci mai bine! Vitaminele funcționează! Abonează-te acum la Fixiki să te distrezi cu aventurile pline de umor din următoarele episoade! Pâine cu unt. Micule Tom, nu e bine să mănânci când te joci. Sunt sigur că ți-a spus și mama ta. Haide, nu mă mai distrage. Oh, nu, s-a terminat jocul. Asta se numește legea lui Murphy, Nolik. Nu, este legea pâinii cu unt. Și despre cum cade pâinea cu unt. Răcist nu este o lege adevărată. Oamenii spun că felia de pâine mereu cade cu partea cu unt în jos. Oamenii de știință râd când aud asta, dar există un sâmbure de adevăr. În primul rând, felia cade de obicei de la înălțimea mică a unei mese și deci ea are timp să facă doar o jumătate de rotație. În al doilea rând, partea cu unt este mai grea și trage întreaga felie în jos. Și în al treilea rând, oamenii rețin întâmplările rele. Deci ei cred că partea cu unt mereu facă de acum nu e bine. Ce caragios! Eu nu cred în legea asta! E adevărat! Și nu doar pentru pâinea unsă cu unt, ci și pentru pâinea unsă cu orice! Atunci hai să facem un experiment! Avem o tonă de mâncare aici! Doar ungem niște felii pe o parte și apoi le aruncăm! Bun! Să încercăm! Ei, gemul e în jos. Aha, și brânza e pe jos. Și nici crema de ciocolată nu are noroc. Sunca nu se descurcă prea bine. Mă crezi acum? Nu încă, hai să continuăm. Ar trebui să încercăm alte feluri pe care să le aruncăm. Oh, asta e tot, n-a rămas nimic. Ba da, mai e curcan. Unde l-ai văzut? Ia uite-l. Mai bine ia puțin din farfurie. Mama ta deja l-a gătit. Curcanule, arată-le cum se cade de fapt. Aha, ți-am spus eu? Măi, zecilor, de ce peste tot! Pur și simplu urât! Dați-ne înapoi! Noi doar testam legea pâinii cu unt! Cred că glumiți! Ce va aprecia mama ta ce ai făcut aici? Poți te rog să pui odată sandvișul pe o farfurie? E prea greu ca să-l tot ținem așa! Bun, așa da! Micule Tom, ai idee cât de nutritiv este acest curcan delicios? Și delicios! Îmi imaginez! Curcanul este un aliment sănătos plin de proteină, vitamine și, cum se cheamă? Microelemente! Nu doar atât! Dacă mănânci curcan, vei crește mare! Dacă mănânci sandvișul ăla, ai putea să crești un centimetru! Cred că așa e! Da, și îți va da extra putere de care o să ai nevoie când o să cureți aici! Consumă alimente nu numai ca să devină mai puternici, dar și ca să crească și să se dezvolte. Privește toate aceste alimente diferite. Ție ți se pare că au ceva în comun? Păi chiar au! Toate alimentele conțin nutrienți precum proteine, grăsimi și carbohidrați. Despre combinarea corectă a lor se ocupă știința nutriției. Alimentele cu grăsimi și carbohidrați le oferă oamenilor energie, iar cele bogate în proteine sunt esențiale pentru creșterea copiilor. Oamenii iubesc să consume mâncăruri care sunt delicioase, proaspete și variate. Încearcă să mănânci tot felul de preparate bune, precum salate, supe, cereale, cartofi, legume și cărnuri. Și nu doar sandvișuri.
Dar când vine vremea unei mici gustări, un sandwich poate fi ideal și așa ușor de pregătit. Ce s-a întâmplat cu toată pâinea? A mai rămas o singură felie. Am făcut un experiment, unul real. Înțeleg. Eh, știința cere sacrificii. Și e clar că e mult mai bine să obții experiență științifică decât să te joci pe telefon toată ziua. Așa-i? Mm-hmm. Pot să mai iau o bucată de curcan? Nu știu de ce, dar mi-e tare foame azi. Asta numesc eu legea lui Murphy. Nu! Asta se numește legea pâinii cu un tată. Ați auzit? Legea este lege. Dulciuri. Drăguț ochi vânăt! Micule, tu m-ai căzut? Cum te-ai lovit la ochi? M-am certat rău cu Ionuț. Oh, wow! Cum ați reușit? Din ce cauză v-ați certat? Ne-am contrazis cine e mai tare. Un pilot sau un boxior? Un pilot de curs e mai tare. Desigur, asta am spus și eu. Dar Ionuț a vrut să mă convingă că e invers. Ei? M-a convins destul de bine. Nu vezi? Nu demonstrați nimic dacă vă bateți. Ce profesie? Un boxer? Da, dar tatăl tău are o profesie uimitoare. E jurnalist. Poate să călătorească prin diferite țări și să aducă tot felul de lucruri amuzante. Îl poți vedea și la televizor. Nu. Ce vrei să spui? Boxerii sunt mai tari. Toată lumea se teme de ei. Nu fi trist, micule Tom. Ia o bomboană. Mi-a venit o idee. Ce zici de un degustător? Cea mai tare meserie. Și ce anume degustă? Un degustător este cineva care testează gusturile alimentelor. Dar de ce? Vor să afle dacă mâncarea e delicioasă și din ce aromă e compusă. Grozav! Ce meserie tare! Dar nu oricine poate deveni un degustător. Ba eu pot! Atunci să vedem! Deschide gura și închide ochii! Încearcă să-ți dai seama ce aromă e în interiorul acestei bomboane. Căpșuni! Așa e! Foarte bine, micule Tom! Și asta? Are gust de portocale! Ai greșit de data asta, era cu lămâie. Da, micule Tom! Dacă vrei să fii un degustător, va trebui să te antrenezi din greu. Bine, atunci! Zmeură? Foarte bine! Simca, cum se face că bomboanele sunt dure la exterior și pline de lichid pe interior? Nu schimba subiectul, te antrenezi! Ia! Bomboanele se fac astfel. Se fierbe un sirop dulce până devine gros și elastic. Apoi se toarnă amestecul prin niște tuburi lungi care arată ca niște tăiței. Tuburile se răcesc și încep să devină mai tari. Iar atunci, tuburile sunt umplute cu aroma de fructe și apoi tăiate în bucăți. Totul trebuie făcut rapid, înainte ca tuburile să apuce să se întărească complet. Și așa se fac bomboanele care sunt tari la exterior și moi în interior. Aș vrea să spun căpșuni, doar că nu pot să-mi dau seama deloc. Au! Ce s-a întâmplat? Dintele meu! Am auzit greșit sau a strigat cineva? Oh, am înțeles. Haide, să ne uităm la dintele tău. Un degustător trebuie să aibă cea mai delicioasă profesie din lume. Degustă tot felul de lucruri, cum ar fi brânzeturi și ciocolată, și decide care sunt cele mai gustoase. Toate lucrurile sunt degustate, chiar și apa, deoarece și apele au gusturi diferite.
Există și degustători care nu degustă alimente și băuturi, ci mirosurile lucrurilor, precum deodorante sau parfumuri. Nu toată lumea poate deveni degustător. Trebuie să fii capabil să deosebești toate gusturile și mirosurile. De asemenea, trebuie să știi când e timpul să te oprești, altfel ți se poate face rău și îți poți pierde abilitatea de a deosebi gusturile. De aceea, degustătorii au mușcături foarte mici de mâncare și sorbituri foarte, foarte mici. Dacă ai vreodată o carie, e bine să ai o mamă care e medic-dentist. Așa este! E un dentist bun! Îl va scăpa imediat de carie! O să-i scoată dintele cu totul! Deci, ți-a scos dintele? Nu, mi-a dat niște medicamente cu care să mă clătesc. Te mai doare dintele? Da, mă doare puțin. Hei! Acum știu cine e mai tare decât un boxer. Cine? Cine oare? Un dentist! Chiar și boxerii se tem să meargă la dentist. Conserva. Ei bine, ce să mai iau? O lanternă! E bine să ai una când mergi cu cortul. Ascultă, micule Tom, fă-mi și mie puțin loc acolo. Ia-mă și pe mine cu tine. Îți fac loc și ție. Ascunde-te acolo, să nu te vadă tata. Și nu-i pot spune lui Simca că am să vin și eu cu tine. În regulă. Ultimul lucru de pe listă, câteva conserve de carne. Bună, micule Tom! L-ai văzut pe Nolic? Nu. Atunci cu cine te-am auzit vorbind? Eu... Încercam să citesc eticheta. Ha! Pe unde a fugit Nolic? Simca, știi cumva... cum de aceste conserve nu se pot deschide ca să poți gusta ce este înăuntru? Ce vrei să spui? Nu știi de ce mâncarea din conserve e specială? E în conservă! Ce e special la mâncarea din conserve este faptul că poate fi stocată multă vreme fără să se strice. Vezi tu, carnea și legumele se strică atunci când bacteriile rele încep să se înmulțească înăuntru lor. Așadar, dacă puteți să scăpați de bacteriile rele sau să le împiedicați să intre în mâncare, mâncarea va ține mult timp. De aceea borcanele și cutiile sunt sigilate foarte bine. Asta împiedică bacteriile rele și aerul să ia contact cu mâncarea și să o strice. Vrei să-mi spui că Nolic nu e aici, așa-i? Cine a râs? Cum? Ah, da, acum mi-am amintit. Mai e ceva ce ar trebui să iau cu mine. Se petrece ceva suspicios. Hei, prieteni! Mama a aruncat conserva asta acum mult timp, dar am decis să o păstrez. Știam că îmi va folosi cândva. Cu cine vorbeai când ai spus prieteni? Cu mine? Păi tu ești aici, eu sunt aici și suntem doi în total. Uite ce conservă grozavă am! Nu e nimic grozav despre ea! Pune-o jos pe podea! Vezi? Ce? Oh, este umflată! Și ce? Și ce? E foarte umflată! Iar când e așa, fii sigur că mâncarea e contaminată de bacterii rele care se înmulțesc în conservă! S-a stricat? Poți să verifici! Pe orice conservă poți găsi data la care expiră mâncarea! Mai devreme sau mai târziu, chiar și mâncarea la conservă se strică. Și bineînțeles, produsele lactate, cum ar fi iaurtul sau laptele, se pot strica în doar câteva zile. Când cumperi mâncare de la magazin, e foarte important să verifici întotdeauna data de expirare. Data de expirare este ultima zi în care este sigur să consumi mâncarea fără să-ți faci griji că s-a stricat. Poți găsi data de expirare pe orice cutie, borcan sau conservă de mâncare. Mare atenție! Și ai mare grijă să nu cumperi sau să nu mănânci lucruri cărora le-a trecut data de expirare.
Dacă vezi o conservă care s-a umflat, arunc-o imediat. Dacă o mănânci, ți se poate umfla și burta. Din păcate, când mâncarea se strică, este imposibil să o destricăm. Și nici măcar fixichii nu te vor putea ajuta. Oh! Mama probabil că a văzut că mâncarea asta a expirat acum un an. De asta a aruncat-o la gunoi. Da, rușine să-ți fie că ai luat-o din gunoi. Puteai să faci toxinfecție și tatăl tău la fel. Da. Celelalte conserve sunt umflate și ele? Sunt bine. Papa, atunci. Ce păcat că nu l-am putut găsi pe Nolic aici. Tata vrea să-i dea cadou un rucsac de unelte nou-nouț? Serios? Aha, te-am prins! Știam eu că încercai să te ascunzi în geanta lui Tom. Ai mințit, nu e cinstit. Și să te ascunzi e corect, nu? Micule Tom, ești gata? Sunt gata! Grozav, atunci hai să mergem. Ura! Mergem cu cortul! Și eu voiam să merg cu cortul. Nu-i nimic, vom merge împreună cu cortul. Serios? Pe cuvântul meu de onoare. În casa din fața ferestrei. Vezi cât de mare